După ce a candidat împotriva lui Boșcodeală la primăria Buzău, Paul Negoiță e tentat de a intra în cursa pentru postul de deputat pe Colegiul 6, care cuprinde exclusiv municipiul Buzău. Paul Negoiță a explicat la Campus TV că motivul ar fi calitatea slabă a celorlalți candidați. Orice cetățean ar trebui să-l bată gândul când aude ce nume se vehiculează. Cum să nu te bată gândul atâta timp cât vezi ceea ce se întâmplă în jurul tău? Ceea ce se întâmplă și numele care sunt, o parte din numele care sunt vehiculate, nu-mi dau liniște și nu-mi dau certitudinea că este bine pentru buzoieni să aibă asemenea reprezentanți. Paul Negoiță a explicat că este simpatizant al ideilor de dreapta. Dacă va candida, o va face din partea Alianței România Dreaptă. Mai mult, Negoiță a dat de înțeles că în jurul său s-ar putea coagula la Buzău o mișcare de dreapta, posibil Partidul Forța Civică. Sunt foarte mulți tineri care vin în preajma mea din mediul bancar, din mediul de afaceri. Ei au așteptări de la mine, au așteptări și vor și încerc să facem o structură organizată pentru a se afilia. Trebuie să ne adaptăm la nivel și să încercăm să ridicăm nivelul cu propriile forțe. În confruntarea din iunie pentru primărie contra lui Boșcodeală, Negoiță a strâns din partea buzoienilor peste 17.000 de voturi. Atunci a făcut-o din postura de independent, de această dată va apărea pe listele unei alianțe politice.